Bună ziua tuturor, bine v-a regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Bine ați venit pe canalul meu, Luminița Tarot. Voi face o etalare pentru zilele următoare, săptămâna viitoare, Zodia Rac, Luna sau Ascendent în Zodia Rac, cu tarotul. Voi clarifica și voi cere un mesaj din partea îngerilor la sfârșitul etalării pentru dumneavoastră. Dragii mei dragi, nu uitați că este o etalare generală, așa că vă recomand să luați doar mesajele care vi se potrivesc. Zodia Rac, Luna sau Ascendent în Zodia Rac. Ce va fi în următoarele zile, în următoarea săptămână? Haideți să vedem pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în Zodia Rac, Luna sau Ascendent în Zodia Rac, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot. Ce va fi în următoarele zile, în următoarea săptămână pentru voi, dragii mei? Haideți să vedem dacă dorește să mai iasă. Dragii mei dragi, văd că în momentul de față aveți un mental, mentalul dumneavoastră e blocat, să spunem așa. Blocat în ce sens? Blocat cu tot felul de gânduri, cu o situație care s-a întâmplat, care v-a supărat, o relație toxică sau vă faceți tot felul de iluzii în ce privește o relație toxică, o toxicitate sau o persoană care are vicii, dependențe de tot felul. Vă gândiți poate la banii, vă gândiți la relația dumneavoastră unde există o relație de dependență, obișnuințe nesănătoase. Cineva v-a supărat și văd că sunteți blocată și se repetă acele situații în mintea noastră care duce la toxicitate, poate chiar și pe plan financiar, nu numai pe partea intimă, pe partea de iubire. Diavolul aici e clar că cineva. Ori aveți energii negative și le simțiți, care aceste energii negative aduce instabilitate în viața noastră, sau vă gândiți la afaceri, la un acord, la un afaceri, la business, vă gândiți poate la bani, și acest lucru vă ține blocați, vă ține pe loc sau vă simțiți victimizați, vă simțiți. Știți că ceva nu e regulă, că nu este pozitiv, știți, sau poate alții dintre voi chiar aveți simțiți energiile negative care, dintr-un motiv sau altul, le aveți pe dumneavoastră, da? Văd o supărare aici, iluzii, negativitate, da? Toxicitate chiar. Și cu roata destinului aici văd că lucrurile se vor schimba, lucrurile vor lua o trăsătură. Și se va clarifica, va ieși soarele. Cu roata destinului aici văd că veți avea parte de un noroc, veți face un drum în trecutul dumneavoastră, unde ați mai fost, o călătorie sau alții, veți face afaceri, acorduri. Roata destinului îmi spune că e o relație karmică, dacă sunteți într-o relație cu această persoană care vă ține legați și aduce toxicitate în viața noastră, poate ați văzut că ceva nu vă funcționează, nu vă merge cum ar trebui sau cum v-ați dori, că vă ține pe loc. Da? Aveți tot felul de blocaje sau vi se întâmplă tot felul de probleme. Roata destinului văd că se va termina acest ciclu karmic. Și pentru că a fost ceva karmic, se va termina și va ieși soarele. Veți avea parte de succes, de oportunități, de noroc, de claritate. Un adevăr va ieși la suprafață. Poate vă veți despărți de cineva toxic. Poate veți lua hotărârea să vă depărtați, este hotărârea dumneavoastră, este alegerea dumneavoastră. Cu roata destinului cu soarele, îmi spune unii dintre voi veți face un drum acasă, în familie, poate veți face o călătorie și vă veți întoarce la familia dumneavoastră de origine. Pentru alții văd că veți avea un noroc neașteptat, un noroc care vă va lua prin surprindere, care va aduce foarte mult optimism în viața noastră, foarte multă căldură, bucurie, fericire, vindecare,
Da? Regina de spade cu regina de cupe spune că veți intra în legătură cu femeie în semn de aer, gem în balanță, vărsător. Veți comunica cu această femeie. Văd o femeie foarte creativă, care e directă, independentă, o femeie care are un simț umorului dezvoltat, o femeie care e foarte sinceră, dar uneori e directă. Văd că vă veți sfătui, vă veți ajuta una pe alta sau poate veți fi dumneavoastră acea persoană care veți lua hotărâri să faceți curățenie în viața dumneavoastră de acele persoane toxice sau negative care nu mai au de ce să rămână și pentru a vă vindeca sufletul, inima. Văd că vă veți întâlni cu o femeie foarte intuitivă, empatică, care poate citește în tarot, în astrologie, numerologie, ezoterism. Văd că vă va aduce vindecare această femeie. Nouăle de bețe, văd un pic de rană, sunteți un pic răniți sau doriți să vă protejați, nu mai doriți să suferiți, pentru că văd aici o temere că o situație din trecut se poate repeta și văd că mai aveți un pic și se termină acest ciclu un pic cam greu, care v-a dus stres, care v-a obosit, care v-a rănit. Ceva care durează de 9 luni, un an de zile, încet încet se va termina, mai e puțin, da? Ați ajuns la 9, mai e un pic și ajungeți la 10, vă eliberare după aia. Cred că aici veți începe să spuneți și nu, dacă e nevoie, da? Și văd că ați învățat din acele lecții și acum suflați și în iaurt sau vă protejați, luați măsuri să vă protejați, să nu mai suferiți. În ce privește o căsătorie sau un contract de muncă, acolo vă gândiți tot felul și aveți tot felul de gânduri și sunteți blocați la nivel mental. Zodia Capricorn poate are un rol important. Zodia Balanță, Taur, Scorpion, Vărsător, Leu. Da, în ce privește o comunitate, vă gândiți că cineva din familia noastră de origine poate v-a făcut vrăji, vă gândiți la acest lucru sau v-a supărat o persoană din familia noastră, v-a supărat, vă faceți tot felul de iluzii, toxicitate chiar din partea familiei, poate. Aici, în roata norocului, văd că vă gândiți la un proces, vă gândiți la judecată, vă gândiți să vă faceți dreptate, dar roata norocului văd că va fi, este un proces destinat sau trebuie să luați o decizie importantă, care aici cu roata norocului poate duce la o instabilitate. E ca și cum o instabilitate în destinul dumneavoastră. E ca și cum trebuie să luați lucrurile așa cum vin, da? Dar văd un noroc în ce privește un proces sau în ce privesc anumite documente, instituții, un tribunal, un notar. Poate cineva din familia noastră v-a supărat în ce privește norocul vostru, ceva care este menit să fie al vostru sau meritați acel obiect sau acea ereditate și v-a supărat cineva din familie și vă gândiți să mergeți să faceți un proces, să vorbiți cu un avocat. Chiar sunt curioasă să lăsați un mesaj să înțeleg de ce, adică ce s-a întâmplat și că văd aici o nedreptate și o supărare, poate din partea unui cuplu. Da, ăsta au vrut să iasă, deci trebuie să le iau. Da, aveți așteptări la o femeie din familia dumneavoastră, da, la o femeie privilegiată. Vă gândiți la o femeie care are o funcție sau este privilegiată, care e norocoasă, sau o femeie care stă mai bine, poate are o funcție într-o instituție. Vă poate ajuta acea femeie, vă poate așteptați mesaje, așteptați sfaturi sau ajutor din partea acestei femei. Văd că vă preocupați foarte mult, vă faceți tot felul de griji în ce privește un bărbat. Un bărbat mai în vârstă se preocupă în ce privește o văduvă sau o femeie care preferă să taie anumite legături, să ia anumite decizii, să taie cu acele persoane toxice care vă spuneam mai devreme.
Și văd mare onoare, văd o vindecare și o femeie în semn de apă a scorpion dumneavoastră pești, văd că veți avea parte o mare onoare care vă va ajuta să vă vindecați. Și văd o femeie și un bărbat din trecut sau mai în vârstă care au fost un pic răniți sau sunt obosiți de această situație neplăcută și au fost un pic răniți pentru că există o sărăcie aici sau e posibil să fie avut o pierdere, o neplăcere. Și văd aici să o femeie poate are probleme de sănătate și aici există ansie, neîncredere în ce privește o sărăcie, o lipsă de bani sau în ce privește o pierdere a unei case, a unei eredități și văd că duce la neîncredere și la ansie. Sau o femeie mai tânără are probleme de sănătate. Și cineva își face grijă în ce privește un copil. Da, uitați aici o căsătorie. Zice că zânele se alătură de tine să celebreze o bucurie, bucuria căsătoriei. Deci aici vorbește de o căsătorie. Așa că zânele se bucură pentru tine. Unii dintre voi vă căsătoriți. Văd că există foarte multă pasiune între voi, magnetism, dar și o legătură de dependență. Nu știu, dumneavoastră știți mai mult, de aceea ziceam că sunt curioasă și văd că e inițiativă imprenditorială. Crezi într-o nouă idee imprenditorială sau oportunitate de carieră și mergi până la sfârșit. Deci cineva se gândește la un nou proiect sau să înceapă un nou proiect, vrea să ia inițiativa în ce privește norocul său, dar să mergeți până la sfârșit pentru că veți avea parte de succes. Soarele aici văd că veți avea parte de o carieră privilegiată într-o instituție de stat sau o firmă importantă, da? Deci mergeți mai departe. Nu vă fie frică sau nu abandonați această idee, inițiativă pe care o doriți. Văd că veți avea parte de un contract, este clar. Dragii mei, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă nu v-ați înscris la canal, vă recomand să apăsați clopoțelul. Este gratuit și în acest mod veți primi notificări pe parcurs cu etalările mele care le voi face. Bineînțeles, dacă vă doriți. Eu vă doresc un weekend minunat, binecuvântat și să ne vedem cu bine. O săptămână cât mai frumoasă să aveți. La revedere, o zi frumoasă, v-am pupat!